Bisericii, o să vă mai citesc un capitol din cartea înaltului Bartolomeu, Biserica, cartea anumit Atitudini, și anume capitolul Biserica și politica, care este un interviu acordat ziarului Jurnalul Național în anul 1998. Așadar, mitropolit Bartolomeu Anania, Bartolomeu Valeriu Anania, Biserica și politica. În al preasfinția voastră, ce v-a determinat să faceți această propunere privind îndrumarea electoratului către Biserica Ortodoxă spre anume candidați? Nu am făcut încă propunerea către Sfântul Sinod. Declarația am făcut-o la Alba Iulia, pe data de 9 aprilie. Am răspuns unei întrebări, și anume dacă mențin vechea părere că Biserica nu trebuie să se implice în politică. Și am răspuns că m-am răzgândit. De ce m-am răzgândit? Sunt două planuri. Unul este al bisericii și al doilea este național. Primul. Nu este un secret pentru nimeni că în ultimii ani biserica a fost ținta unor atacuri concertate din mai multe părți. Prin presă, prin radio, prin televiziune, prin justiție, prin administrație, din politică și prin politică și prin parlament. E de ajuns să reținem faptul că trei proiecte de lege au fost promovate în Parlament împotriva Bisericii Ortodoxe Române. Constatăm că avem adversități notabile, chiar la nivel politic. Ori Biserica Ortodoxă este în situația de a se apăra. Dacă atacul vine din presă, să ne apărăm prin presă. Deci este obligată să se apere și pe tărâmul politic. În al doilea rând este interesul major al poporului român, pe care Biserica Ortodoxă l-a slujit de-a lungul veacurilor. Ori este limpede că nu avem o clasă politică constituită și e normal să fie așa, n-a fost timp. Democrația este încă în faza de început, o clasă politică se constituie în câteva decenii, așa cum după cum mica burghezie desființată de comuniști se va reface în multe, multe decenii. Așadar, nu este vorba de a stabili vinovății, ci doar de a constata că oamenii noștri politici de foarte multe ori sunt improvizați. Și fiind improvizați, politica nu poate să fie decât nesatisfăcătoare. Ei bine, biserica nu face politică, nu va face politică, dar își poate permite ca din 4 în 4 ani, cu ocazia alegerilor, să ajute ca politica țării să fie făcută de cei mai buni. Și când mă gândesc la cei mai buni, nu mă gândesc la partide, la programele lor, ci la persoane care ar trebui promovate pe criteriu exclusiv al moralității și al competenței politice. Biserica nu va propune candidați, nici Sfântul Sinod, nici episcopiile. Preoți din zonă se adună între ei, examinează candidații, stabilesc care sunt mai buni și își asumă doar rolul de sfătuitori. În ce sens? Alegătorii sunt împărțiți în cei care sunt membri a unor partide politice, cu ei nu vom avea treabă, și indecișii. Ori preotul este sfătuitorul dintotdeauna al erorilor lui. Și atunci, dacă această categorie indeciși îl întreabă pe preot, părinte, cu cine crezi că ar trebui să votez, el nu are voie să ridice din umeri și să spună, biserica nu face politică. Când credeți că Sfântul Sinod ar putea să ia în discuție propunerea dumneavoastră? Eu consider că nu e nicio grabă. Până la viitoarele alegeri mai sunt 2 ani și jumătate. Personal nu cred că vor fi alegeri anticipate și nici nu cred că ar fi bine să fie. Este datoria mea să mă implic ca un act de conștiință pentru a apăra interesele bisericii și în fond ale poporului român. De aceea nu știu dacă voi face propunerea chiar acum în iunie sau poate numai în toamnă. Nu este cazul să ne grăbim. Există și alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române care susțin această idee? Direct nu m-am consultat, dar am citit în presă.
Sunt de acord cu această idee. În altă stu Daniel, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în altă stu Nicolae, mitropolitul Banatului, preasfințitul Andrei al Alba Iuliei, iar alții așteaptă dezbaterile Sfântului Sinod. O astfel de măsură nu ar afecta libertatea de exprimare a cetățeanului? Nu e de natură să afecteze nici libertatea partidelor politice, nici libertatea cetățeanului. Acesta poate vota cu cine dorește. Este vorba doar de un sfat. Sfatul poate fi urmat sau poate să nu fie urmat. Nu există poruncă sau constrângere sub nicio formă. Nu avem dreptul să facem un asemenea lucru pentru că ar fi anticonstituțional. Unii cetățeni au afirmat că s-ar impune o astfel de atitudine a Bisericii Ortodoxe Române, ținând cont că alte biserici, ca Biserica Reformată, Romano-Catolică, Luterană, fac acest lucru fără rezerve. Împărtășiți o asemenea idee? Știu și eu și nu i-am învinuit pentru aceasta. Așa cum Biserica Catolică din Polonia s-a implicat direct în politică în ultimii ani, și eu consider că e un caz de excepție, până când democrația noastră va intra în normalitate, după aceea biserica își va intra în propria ei normalitate. Cum vedeți Ortodoxia în Transilvania? Credeți că va fi o confruntare cu greco-catolicii? Sau această confruntare se va accentua în viitor? Biserica greco-catolică este singura care ne dă dureri de cap, singura care ne face probleme. Cu celelalte trăim în armonie. Ea caută să se reconstituie. Este ceea ce se întâmplă în politică prin așa zisii nostalgici. Ar vrea să fie ceea ce a fost. Părerea mea e că trebuie să fim realiști. Istoria a lucrat într-un anumit fel în favoarea ortodoxilor, așa cum aceeași istorie până în 1948 a lucrat în favoarea lor, a greco-catolicilor. Sunt foarte agitat și dacă e vorba de nivelul politic, e de ajuns să ne gândim doar la părintele senator Boilă, care face politica bisericii greco-catolice direct și pe față, folosind Parlamentul ca instrument, ceea ce noi nu vom mai permite. Dar nu suntem îngrijorați că Biserica Ortodoxă nu va rămâne majoritară în Ardeal, pentru că așa cred eu și așa pentru că așa vrea poporul și este realitatea pe care o simțim sub ochii noștri. Județul Bistrița, Năsăud, care a fost pe vremuri peste 90% greco-catolici, acum sunt sub 1% greco-catolici. Nu ne socotim în primejdie. În primejdie e însă timpul nostru și pacea noastră. Oriunde se ivește o mică parohie greco-catolică, într-o comunitate începe și vrajba. Asta mă doare cel mai mult ca român, nu ca ortodox. A consemnat Mircea Tătar. Dumnezeul nostru să fie slăvit acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.